Din păcate, ce se întâmplă astăzi la SF este al patrulea faliment în ultimii 8 ani de zile, 2 ani de faliment, 2 falimente pe mandatul domnului Nicu Marcu de la SF și a domnului Roșu, de la vicepreședinte de la SF. Asta e discuție care trebuie să ducă imediat la demiterea celor doi. Este obligatorie această chestiune. Doi la mână. Eu am propus, și dacă o să citiți legea 132/2017, are un articol 47, dacă nu mă înțeleg, nu mă înșel, articolul introdus de mine în legea RCA, care spune că statul român va înființa sau va prelua o companie de asigurări de stat. De ce? Am spus asta atunci, la momentul acela, tocmai pentru a avea un jucător în piață precum statul român, care să îi ducă la evitarea de cote extreme, cote foarte mari în piața la unor companii, cum este și Euroinsul, care e peste 40% astăzi, pentru că a preluat și doar insurance și multe altele, ceea ce este de neacceptat, pentru că momentul acela îți dă peste cap întreaga piață. Așa, de statul român poate să decide să preia, practic, Euroinsul. Și în loc să despăgubească cu 100 de milioane de euro, pentru că impactul este foarte mare și greu de cuantificat astăzi, așa, de să preia această companie Euroins și face o capitalizare și merge mai departe ca și companie de stat. Dacă cumva să zicem Euroins va câștiga instanță, dacă va fi asta, e o altă discuție.